Bun găsit, dragii mei! Astăzi vă propun să facem gogonele cu ouă poșate. Ei, dar nu gogonele murate, ci gogonele crude. Am nevoie așa de o gogonea, două ouă pe care le voi poșa în apă clocotită și puțin avocado, două felii de șuncă și pentru a aromatiza avem nevoie și de câteva frunze de busuioc proaspăt, pesmet și făină. Două felii de pâine pe care le pun deja în farfurie. Gogoneaua o tăiem felii subțiri, de aproximativ 2 mm. Sare. Spargem ouăle. Încă două ouă bătute, cu puțină sare și puțin piper. Bun. Luăm câte o felie de gogonea. Bun. Le trecem prin ou. Puțină făină. Bun, încă puțin din nou ou și pesmet. Într-o altă tigaie, iată aici lângă mine, am deja ulei pus la înfierbânta. Punem la prăjit. Am ales pentru această rețetă, după cum vedeți, un pesmet mare, da, se mai numește și panko. El este crocant, rămâne crocant, rămâne interesant la gust. Bun, prima gogonea e gata. Punem pe felia de pâine câte două gogonele rumenite pe fiecare felie de pâine. Iar aici am puțin avocado pe care îl tai feliuțe. Îl pun deasupra peste gogonele. Pâinea o puteți rumeni ușor. Iar aici două felii de șuncă pe care le pun la prăjit în ulei. Bun, minunat. Nu vreau să fie prăjită foarte tare și doar un strop cât să dea o aromă minunată. Avocado, acum să punem și peste celelalte gogonele. Felia numărul 2. Puțin busuioc deasupra. Iar acum șunca prăjită deasupra. Având o farfurie neagră, puțină sare, să pudrez cu puțină zăpadă pe farfurie și iată, un alt fel de mic dejun. O zi frumoasă vă doresc!